MDITV vă făcea cunoscut în urmă cu doar câteva zile faptul că Festivalul Dracula de la Târgoviște, aflat la cea de-a doua ediție, este pe cale să devină încă o gaură neagră în bugetele locale, județean și cel al municipiului Târgoviște. O paranghelie pe bani publici, al cărei scop, acela de a promova turistic Târgoviștea și județul Dâmbovița, nu a fost nici pe departe atins. Lipsa de profesionalism în organizare și promovare a avut ca rezultat un impact apropiat de zero în ceea ce privește publicul țintă, potențialii turiști din România și din străinătate, pentru zona medievală a Târgoviștei și a județului Dâmbovița. Chiar președintele Consiliului Județean Dâmbovița, una dintre instituțiile organizatoare ale evenimentului, a recunoscut că nici promovarea națională nu a fost făcută cum trebuie. Eu cred, după două ediții, că trebuie să schimbăm perioada de desfășurare a festivalului. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în societatea românească în această perioadă, constatăm că este bacalaureatul, iar cei care participă la examen nu au venit la festival. Studenții au fost în sesiune, clasa 8-a este în febra examenelor. Atunci, cred că ar trebui să schimbăm luna de desfășurare în iulie. Nu știm dacă cu elevi de clasa a 8-a sau de liceu ar vrea să câștige turiști și implicit dezvoltarea economică pentru județul Dâmbovița președintele Consiliului Județean. Numai că peisajul dezolant de la multe dintre manifestările ce erau incluse în program, unele dintre ele nici măcar nemai fiind organizate, din cauza ploii, spun organizatorii, arată că totul a fost făcut neprofesionist, de la promovare și până la alegerea participanților și a calendarului evenimentelor. În fapt, un festival ce a scos din bugetele locale 100.000 de lei din partea Consiliului Județean Dâmbovița plus 310.000 de lei din partea primăriei Târgoviște, un total de 410.000 de lei, adică aproximativ 4 miliarde de lei vechi, pentru mai nimic. Tot președintele Consiliului Județean Dâmbovița mai spune că promovarea a aparținut primăriei Târgoviște, nu ne-am amestecat, am plătit ce scrie în hotărârea Consiliului Județean, că cei de la Centrul de Cultură cu cei de la primărie, niște funcționari, nu au capacitatea de a conlucra și a se înțelege este altă poveste pe care trebuie să o reglez eu cu primarul. Vor fi mai multe schimbări pe organigramă la primăria Târgoviște, vor fi și schimbări în funcție, dar le decide primarul, nu eu. Le decide sau nu primarul interimar al Târgoviștei, Cristian Stan, subaltern pe linie de partid al președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, e o întrebare pentru care fiecare are cu siguranță un răspuns. O altă întrebare mai importantă este pentru cât timp bugetele locale vor mai fi văduvite de multe miliarde sau chiar zeci de miliarde de lei vechi, bani cheltuiți pentru organizarea de festivaluri și șușe artistice cu pretenții, pentru care se promit audituri și controle de verificare a bunei gestionări a banului public, pentru ca mai apoi aceste controle sau audituri să fie uitate prin sertare și niciodată făcute publice.